ne-a sunat. A scris, de fapt, o scrisoare pe care a citit-o și pe care vrea să ți-o adreseze direct ție. Te rog să fii foarte atent la următorul material audio. Mireasă pentru fiul meu. Nu aș vrea ca fiul meu să se lase distrus de această fată care l-a mințit de la început și până în ultima clipă. Ea nu a fost acasă la noi, s-a întâlnit cu Andrei separat, pe ascuns, au stat într-un apartament închiriat, nu a avut niciodată aprobarea noastră. A mințit în fața lumii că îl așteaptă familia mea și familia lui. Pe când familia Adinei nu a cunoscut niciodată băiatul meu. Ea i-a interzis lui Andrei să-și pună o poză pe Facebook cu ea. Asta pentru că ea era un alt băiat, păstra o relație cu un alt băiat și nu vroia să o facă văzută, să fie văzută, să se întâlnească și cu Andrei. De aceea a stat cu el în timp de un an și 4 luni, 2 luni legate împreună. Adina întreține și a întreținut în continuu, în tot timpul acestei relații cu el, a întreținut în același timp o altă relație cu un alt băiat. Aproape un an de zile din această idilă a lor, să zicem așa, ea l-a târât cu această minciună, precum că încearcă să se despartă de acest prieten, că îl va lăsa, că are mari obligații față de el, pentru că el o ajută, că are o fetiță și că ea nu are posibilități și el o ajută foarte mult. Și nu poate să se despartă de el, dar ea nu iubește, îl iubește pe el, și dar ea de fapt nu s-a despărțit niciodată. Și toate motivele ei pentru care l-a părăsit pe Andrei au fost pentru că a trebuit să se întoarcă neapărat la el, pentru că el o suna necontenit, că aici în casă telefonul ei suna necontenit. Și la, când nu mai avea ce să-i mai răspundă, efectiv, punea punct, trecea peste cadavre și spune gata, eu trebuie să dispar și dispărea. Deci, sunt atâți prieteni, atâți fani care s-au interesat, care o cunosc de acolo în București, care sunt vecini de casă, care au văzut-o în atâtea locuri și o văd tot timpul ieșind împreună cu acel băiat și mergând în discotecă, distrându-se. Aș vrea ca fiul meu să știe că atunci când ea s-a declarat victimă și pe moarte, era de fapt în următoarea seară în discotecă, distrându-se cu prietenul ei. Andrei, ascultă-mă și pe mine. Acum noi avem toate dovezile că Adina n-a făcut altceva decât să te mintă. Când tot timpul în care a fost cu tine, a fost și cu celălalt. Nu l-a părăsit niciodată. Te-a părăsit pe tine. S-a dus în cuibul fericirii ei. Gândește-te bine. Când te-a părăsit Eli, ai spus că nu, n-ai să mai iubești niciodată. Și totuși, răspunde, ai mai iubit? Vei, și eu îți răspund că vei mai iubi. Eu am ales-o de la început pe Denisa și îmi susțin alegerea. Nu vreau să aleagă altă fată, vreau să o cunoască. Pentru mine Denisa este ca o păsărică, este o dulceață și nu mi-aș dori altceva mai mult pentru fiul meu. Mireasă pentru